dragilor, și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi este 6 octombrie și sunt la Oxford. Am venit într-o excursie de 2 zile cu Cristina și cu fetele ei. Pentru cei care nu știu, Cristina este fiica mea, Cristina Cioabare, și ea un canal de YouTube și o să vă las linkul către canalul ei în descrierea acestui videoclip. Am venit, așa cum spuneam, într-o excursie de 2 zile. Am rezervat cazare prin Airbnb și o să stăm de duminică până marți. Am venit din Coventry, nu am venit direct din România. Soțul meu lucrează în Coventry, este un oraș la nord de Londra. Și de la Coventry la Oxford sunt în jur de 100 de kilometri, 70-80 de mile, nu mai știu exact cât sunt. Ne-a adus el cu mașina, noi o să rămânem aici și o să vedem exact cu ce o să ne întoarcem. O să fac astăzi, deci, un vlog de călătorie, iar pentru cei interesați de acest tip de videouri, deci vlogul de călătorie, vă invit cu drag să urmăriți în continuare. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să căutăm apartamentul pe care l-am închiriat. Am găsit foarte ușor adresa. Apartamentul este în această vilă, această casă, construită undeva pe la 1850. Aceasta este intrarea principală, dar noi nu intram pe aici. Intram prin spate pentru că era mai ușor pentru cărucior, pe la un fel de intrare a servitorilor, aș putea să spun, pe aici intram. Am filmat turul apartamentului și o să fac, probabil săptămâna viitoare, un tur complet, așa ca de obicei. Oxford este situat pe râul Tamisa și este un oraș celebru pentru universitatea care îi poartă numele, Oxford University, cea mai veche universitate de limbă engleză din lume. Oxford este un oraș foarte vechi, iar unele din clădirile sale datează chiar din secolul al XII-lea. Multe din clădiri sunt monumente de artă. Aceasta este strada comercială unde ne-am plimbat puțin și unde am vrut să bem o cafea. De mult tot voiam să gust un pumpkin spice latte și am tot amânat, cred că de toamna trecută îmi doresc, iar acum că s-a oferit Cristina să meargă să stea la coadă să cumpere băuturile, noi am stat cu fetele și am așteptat-o. Copiii la vârsta asta nu sunt interesați deloc de obiectivele turistice, poate să fie în Paris, în New York sau în Bora Bora, ei tot de joacă sunt interesați, dar chiar dacă nu ne dăm seama, plăcerea de a călători li se formează de la aceste vârste foarte mici. Și oricum, turismul în 2019 nu mai este despre bifat obiective, ci despre experiențe, despre a vedea case, oameni și stiluri de viață. Din păcate, pumpkin spice latte a fost o mare, mare dezamăgire și nu recomand. Apoi ne-am întors acasă să doarmă puțin fetele la prânz, iar eu am găsit o carte foarte interesantă, French Women Don't Get Fat, adică franțuzoaicele nu se îngrașă, și am stat un pic și am citit în timp ce fetele au dormit. Apoi, spre seară, am făcut o nouă plimbare până în centru, de data asta am mers pe jos, făceam pe jos cam 20 de minute, o plimbare lejeră, fără să ne grăbim deloc. Dacă vă întrebați la ce se uită cu atâta interes, este magazinul lui Alice, Alice Shop, și este vorba despre Alice în Țara Minunilor, pentru că acțiunea romanului aici s-a petrecut, în Oxford. Universitatea din Oxford nu are un campus propriu-zis, are 39 de colegii care sunt răspândite în tot orașul, iar unele dintre ele se pot vizita, unele contra unei taxe, altele în mod gratuit. Christ Church College este unul dintre cele mai prestigioase colegii din Oxford. În prezent are în jur de 650 de studenți, iar ca fapt divers, 13 dintre prim-miniștrii ai Marii Britanii au absolvit aici. Există o rivalitate continuă între Oxford și Cambridge și mereu se pune întrebarea care universitate este mai bună, cea din Oxford sau cea din Cambridge. Nu se poate spune cu exactitate, deși percepția generală este că la Cambridge balanța înclină ușor înspre științele exacte, în timp ce la Oxford este mai dezvoltată partea umană. Trecând la lucruri mai prozaice, Cristina a ochit un magazin de sushi și, cum îi place foarte mult, și-a asigurat cina pentru această seară.
sushi. Bodleian Library este una dintre cele mai vechi biblioteci din Europa și cu cele 12 milioane de volume pe care le are, este a doua bibliotecă din Marea Britanie după British Library. Cea mai scumpă carte existentă în această bibliotecă este o carte de psalmi, o carte religioasă, și a fost evaluată la 14,2 milioane de dolari. Însă copia acestei cărți se poate cumpăra la 25 de lire din magazinul bibliotecii. Și după o zi lungă, ce poate fi mai bun decât un cidru autentic englezesc? Da, așa. La bunica ei se întâlnise cu lupul cel foarte picnean și rău și foarte urât. Trebuia să ieri de halon. Oxford Castle este de fapt ruina unui castel normand, un castel medieval, care secole de-a rândul a avut și rol de închisoare. Ultima execuție, prin spânzurare, având loc aici în anul 1952. Pe turn flutură steagul Angliei, steagul cu o cruce roșie pe fond alb, Anglia fiind una dintre cele patru țări care formează Marea Britanie. Închisoarea s-a transformat într-un muzeu care cred că este foarte interesant, are și o mulțime de tururi ghidate, însă fiind cu copiii nu am intrat pentru că, după cum am spus, fetele nu sunt interesate absolut deloc de muzee la vârsta asta. În schimb, au fost absolut fascinate de un măr sălbatic și de fructele pe care le-au găsit căzute în iarbă. Mere? Mere! Mere! Mama. Și cam așa arată străzile din Oxford la orele de vârf, atunci când studenții intră și ies de la cursuri. În schimb, știam că Muzeul de Istorie Naturală o să le placă, o să le stârnească interesul. Este și un muzeu extraordinar de interesant. Are foarte multe animale, multe schelete, multe animale împăiate și ne-a plăcut atât nouă cât și copiilor. Am fi stat acolo ore în șir dacă am fi avut timp suficient. Ca multe alte muzee din Marea Britanie, acest muzeu nu are taxe de intrare. Intrarea este gratuită pentru oricine. În schimb, ești invitat să donezi o mică sumă de bani dacă ești dispus. Dar nu ești obligat să donezi nimic și intrarea este liberă. Nu doar exponatele sunt foarte interesante, cât și clădirea în sine este spectaculoasă, cu acoperișul ei de sticlă construit undeva pe la 1860. Hertford Bridge, sau Puntea Suspinelor, după modelul din Veneția, este o pasarelă, un pod care unește două facultăți și este un fel de emblemă a orașului Oxford. Indiferent de vreme, dacă e vreme bună, dacă e soare, dacă plouă, indiferent dacă e dimineață, dacă e la prânz, dacă e seara, orașul este la fel de frumos. Și mie, ca turist, cel mai plăcut lucru mi se pare să te plimbi pe străzi și să simți astfel spiritul locului. După cum probabil vedeți pe spatele meu și în imaginile pe care vi le-am arătat până acum, a plouat destul de mult, este ud, dar dacă venim în Anglia, este normal să nu avem așteptări foarte mari în legătură cu vremea. În Anglia se știe că plouă și cine vrea să aibă parte doar de soare, merge în Grecia. Așadar, dacă veți face excursii în Anglia, în oricare oraș al Angliei, ar trebui să vă setați așteptările la un nivel corespunzător, astfel încât să nu fiți dezamăgiți. Până la urmă, dacă veți avea parte de soare, cu atât mai bine, norocul vostru, însă plouă aproape în fiecare zi și, din fericire, nu plouă foarte tare, adică ne putem plimba atunci când plouă, pentru că nu plouă torențial. Plouă, iar mai este soarele, iar mai o repriză de ploaie, iarăși bate vântul puțin. Acum este însă destul de cald și este plăcut să ne plimbăm, chiar dacă mai devreme a plouat chiar destul de rău. A vizita Oxfordul înseamnă, în primul rând, a vizita colegiile, a vizita facultățile. V-am spus că sunt 39 de colegii și cine are plăcerea și curiozitatea poate să le găsească pe toate și să le bifeze pe toate. Fiecare facultate este un monument de artă.
Un alt punct de atracție al orașului este Piața Acoperită din Oxford, o piață care a fost dată în funcțiune pe la 1700 și ceva. Este funcțională și în ziua de astăzi, are multe magazine, este plină de turiști. Însă vă spun drept că după ce am văzut piața din Barcelona, pe mine nu cred că o să mă mai impresioneze vreo altă piață dintr-un alt oraș al lumii. Însă, desigur, dacă treceți prin zonă, merită să intrați puțin, măcar să vă formați o părere. Sediul fiecarei facultăți este un monument de artă, parcă fiecare clădire este un palat. Oxford este la 83 de kilometri de Londra, trenul face o oră, așa că dacă ajungeți la Londra și aveți posibilitatea, vă recomand cu drag să faceți o excursie de o zi la Oxford pentru că merită cu prisosință. Astăzi este marți, este deci ultima noastră zi în Oxford și în timp ce Cristina a plecat să viziteze Christchurch College, cred că este cel mai mare colegiu din Oxford, a plecat împreună cu Silvia, Ruxandra nu are răbdare de așa ceva și eu am rămas să o plimb cu căruciorul și să vedem strădutele astea extrem de pitorești din oraș. Radcliffe Camera este o altă clădire simbol a orașului, adăpostește o bibliotecă și a fost construită din banii lăsați moștenire de către un doctor. Radcliffe se numea tipul și, bineînțeles, clădirea îi poartă numele. Radcliffe Camera. Am intrat apoi în curtea interioară de la Bodleian Library, cu sălile de lectură și sălile de curs, atât de vechi și totuși atât de actuale, înțepenite în timp și râvnite de orice pretendent la titlul de student la Oxford. Mi se pare incredibil cum s-au păstrat intacte de atâtea sute de ani toate aceste porți și toate aceste inscripții. Ca să obții un permis de intrare în această bibliotecă nu este foarte ușor, nu este neapărat să fii student, dar trebuie să faci dovada că ai nevoie de acces în bibliotecă pentru studii academice, iar dacă cererea îți este acceptată, vei da o declarație prin care promiți să nu mâzgălești, să nu rupi, să nu îndoi, să nu deteriorezi în niciun fel cărțile. Fiecare facultate are o emblemă sau mai degrabă i-aș spune un blazon, nu știu exact cum se spun în română, crest se numește în engleză. Și cam asta a fost excursia noastră la Oxford, 3 zile minunate, în care ne-am simțit extraordinar de bine. Înapoi spre casă am mers cu autocarul și am făcut, cred că, o oră și jumătate. Eu vă mulțumesc tuturor pentru vizionare. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să-i dați un like. Contul meu de Instagram este ioanaspune.ro și m-aș bucura foarte tare să mă urmăriți și acolo. Și până data viitoare, vă doresc numai bine!